v-am regăsit la un nou clip. Încercăm să intrăm în subiectele noastre de astăzi destul de repede, pentru că avem niște subiecte foarte interesante, dar înainte să începem vreau să vă pun o întrebare și să vă rog să lăsați un răspuns în comentarii. Credeți că criptovalutele, aceste aplicații construite pe blockchain, vor impacta în următorii 10, 15, 20 de ani ecosistemul financiar global pe care noi îl știm astăzi? Credeți că cryptocurrency sunt viitorul? Lăsați un comentariu. Până atunci o să vă răspund eu în urma unui sondaj făcut de Deloitte, da? Adică 75% dintre retaileri intenționează să accepte plăți cryptocurrency sau stablecoin în următorii 2 ani. Atenție, potrivit unui sondaj realizat de Deloitte. Acum vedem că Bitcoin are un parcurs interesant, o discutăm despre lichidările care s-au produs din 3 mai până în 27 iulie, o discutăm despre Engrave, o nouă soluție apărută pe blockchain-ul celor de la Elrond, aducem în față proiectul nostru românesc, o să discutăm despre Israel și de ce credem că criptovalutele pot să fie viitorul, pentru că începând de mâine Israelul va interzice tranzacțiile cash de peste 4.400 de dolari și tranzacțiile comerciale de peste 1.760 de dolari. Ce face Bitcoin-ul? În prezent, acum când filmez, cel puțin se tranzacționează la 23.700. Ne întoarcem imediat la el. Dar pentru cei care sunteți noi, aici pe canal discutăm în fiecare zi despre cripto. Ce news-uri avem pe parte de cripto la nivel macro, dar discutăm și despre antreprenoriat pe locuri, de pildă ultimele două clipuri au în vedere lucru acesta, mentalitatea investitorilor în cripto, succes prin eșec. Asta e un clip interesant, cum ajungi bogat peste noapte, foarte multă lume se întreabă lucrul ăsta, se poate sau nu se poate. Am făcut un clip special care cred că poate să impacteze foarte mult tinerii, vă încurajez să mergeți să îl vedeți. Ok. În zilele următoare o să discutăm și despre recesiune, pentru că știu că mulți dintre voi așteptați subiectul acesta. Până una alta am un clip destul de bine documentat când vine vorba de recesiune, da? Ăsta e un mesaj, consider eu, de interes național. O comparație între 2008 și 2022, pentru că se anunță a fi o recesiune extrem de mare, poate cea mai mare din istoria omenirii. Până una alta ne întoarcem la ale noastre. Bitcoin la 23.700. O revenit destul de puternic în luna iulie și este pe drumul spre cele mai bune câștiguri, spre cele mai mari câștiguri din luna octombrie 2021. Deci din octombrie se pare că nu am mai avut randamente așa bune și am spune că intrăm într-un fine bull market. Păi, voi ce credeți? Puteți să lăsați și lucrul ăsta în comentarii. Eu nu cred. Acum au avut o recuperare bruscă, dar nu doar Bitcoin și automat și altcoin-urile, pentru că crește Bitcoin, cresc și altcoin-urile. Dar ce m-a surprins e că indicele de frică și de locomie, indicele de greed and fear, au ajuns la 42 pe 30 iulie. Ăsta e cel mai înalt nivel din 6 aprilie pe care l-am avut. Atenție! Cel mai înalt nivel din 6 aprilie. Hai să vedem. Ethereum și el la 1700 de dolari. BNB-ul la 288 de dolari se tranzacționează. Pe final de clip poate vă las 5 proiecte pe care să fiți cu ochii în săptămâna aceasta care urmează, pentru că s-ar putea să vă ajute extrem de mult. Solana la 43 de dolari, Dogecoin și el se ține destul de binișor, nu bine, 3% în ultimele 7 zile, Polkadot-ul. Spre surprinderea noastră, 21% în ultimele 7 zile, nu stă rău deloc. AVAX-ul sancționează la 24 de dolari, 25 de dolari. Uniswap-ul îi la 8,8. Hai să mergem mai departe să vedem ce face Elrond. Până la Elrond ne oprim la ApeCoin. Da, se ține, ApeCoin-ul se ține aici destul de bine, între 30 și 40. Încă e bine. Elrond a pierdut câteva locuri în topul 50 coin market cap, la un moment dat a fost și pe 39, acum este pe 44, 6,81% în ultimele 7 zile, se ține destul de bine, volumele sunt aproape de 100 de milioane, 1,3 trilioane ca și market cap, da, suntem spre 60 de dolari. Mergem mai departe să vedem ce se întâmplă cu lichidările din spațiul cripto, care ori rămas
în ultima vreme și sunt și gestionabile. Acum avem în ultimele 24 de ore lichidări de aproape 150 de milioane de dolari, conform datelor de la resursele de analiză CoinGlass. E mai puțin decât în zilele anterioare. Deci putem să vedem aici, acum e până în 27 iulie, deci nu avem lichidări. Bun, ai tot cei cu roșu sunt shorturile și cei cu verde sunt longurile. Ok, iar linia asta galbenă practic e prețul Bitcoin. Lichidări mari am avut pe shorturi, da, în 12 iunie și pe longuri, iar foarte mari. Alte lichidări destul de mari am avut în 8 mai, respectiv 13, aici zona asta, tot pe longuri. Lichidări mari pe shorturi am avut în 17 și destul de multe și prin 26, luna asta 25. Mergem mai departe. Mergem să discutăm despre Engrave. Da, noua soluție de stocare offline pentru edge-le de prin integrarea Engrave Hardware Wallet. Wow, deja sună pompos, ne place, nu? Bun, lăsând chestia asta cu pompos la o parte, hai să vedem care e faza cu integrarea Engrave. Practic, ea oferă utilizatorilor o modalitate sigură de a stoca EGLD offline pe dispozitivele fizice Hardware Zero, bucurându-se în același timp de ușurința de utilizare a interfeței sale intuitive cu utilizatorul. Engrave, un furnizor de securitate blockchain care oferă o soluție end-to-end sigură și prietenoasă cu utilizatorul pentru gestionarea autonomă a activelor digitale și criptomonedelor persoanelor și întreprinderilor. Acum, cu siguranță, pentru cei care vreți să aprofundați, să citiți white paper, roadmap, toate cele, www.engrave.io, vreau să menționez că nu sponsorizat de proiectul ăsta, nici de Engrave, nici de Elrond, însă, așa cum bine știți, aici pe canal discutăm destul de des despre update-urile celor de la Elrond. Cu siguranță suntem mulți care am investit în ecosistemul celor de la Elrond. Pe planul ăsta vreau să înțelegeți că aici pe canal nu este vorba de sfaturi investiționale. Da, deci eu nu dau sfaturi investiționale, sunt doar părerile mele pe baza analizelor mele. Fiecare sunteți responsabili de investițiile voastre. Mergem mai departe la Israel. De la 1 august, izraelienilor li se va interzice să efectueze plăți în numerar de peste 6.000 de șecheli în tranzacții comerciale. Potrivit firmei de avocatură Herzog Law, această regulă se aplică donațiilor, împrumuturilor și salariilor, precum și altor plăți legate de afaceri. În plus, cetățenilor li se va interzice să efectueze plăți în numerar, adică cash, peste 15.000 de șecheli, asta vine 4.400 de dolari, în tranzacții personale. Aceste sume reprezintă o reducere față de limitele de tranzacție pe care Israelul le-a stabilit anterior în 2019. La acel moment, tranzacțiile comerciale erau limitate la 11.000 de șecheli, adică 3.220 de dolari, în timp ce tranzacțiile personale erau limitate la 50.000 de șecheli, adică 14.660 de dolari. E clar că ne digitalizăm și asta este una din părerile mele pe care le susțin aici pe canal. Voi deja care sunteți abonați mai de mult timp știți principiile după care eu mă ghidesc și cred în această tehnologie, în acest Web 3.0. Automat cred și în aplicația asta construită pe blockchain sau aplicațiile astea construite pe blockchain numite criptovalute. Dacă vreți să aprofundați, nu știți de unde să începeți, aveți cartea mea Bitcoin, o întreagă revoluție. Cel mai important e că am pus pasiune în cartea asta, vreau să aduc un plus de valoare în viața ta. Și această carte nu te învață doar cum să investești și nu te învață doar bazele, ci cel mai important lucru, cum să nu pierzi bani în lumea asta și să faci chiar profit. Mai ales dacă ești la început de drum, o să pierzi mulți bani dacă nu te documentezi aici. Multă informație comprimată. Am spus că la final vă dau top 5 criptovalute pe care ar fi fain să le urmăriți în această săptămână, începând de la Bitcoin, mergând la BNB, ulterior mergând la Uniswap, mai departe o altă criptovalută pe care ar fi fain să fiți cu ochii în perioada asta, îi ApeCoin. Aș vrea să zic Elrond, dar nu punem Elrond-ul acum, aș pune Theta. De câteva luni e cam aici. Acum ar fi destul de probabil să-l vedem din nou pe la un 3 dolari, să zicem.
acum e la 1,41, din nou, nu sunt sfaturi financiare. Asta a fost episodul de astăzi, prieteni. Până data viitoare, cu voi a fost Robert Grecu. Eu vă salut cu mult respect.